Bună dimineața! Dimineața! Astăzi o să mergem la plajă, dar nu mai mergem la mare, mergem la Dunăre. Am găsit eu o plajă pe Maps, la Dunăre, care pare a fi foarte mișto și se ajunge cu un mini bac, așa, la ea nu putem ajunge cu mașina. O să vedem, o fi deschisă, nu o fi deschisă, cât s-o plăti, habar n-am. N-am văzut decât niște poze, o să aflăm dacă e ceva de capul ei. Se află în sau lângă Călăraș. Cred că va fi interesant. Așa? Descoperim împreună. Așa, sper și eu. Vedem, hai să mergem. Și mașina de weekendul ăsta e o mașină foarte drăguță și anume un DS7. Ia uite-l ce frumos e. Vă mai arătăm noi pe parcurs. Așa, câteva cadre acum. De ce drăguță este. Cu piele peste tot, cu ceasul ăsta interesant aici. Ia uite cum face ceasul ăsta. Și pot să vă spun până să zice ceasul ăsta în jos, că de data asta nu mai este o mașină electrică, săptămâna asta nu mai este electrică, este un 1.5 diesel. Nu hibrid, nu nimic, o mașină clasică și normală. Dacă nu știți, DS era la un moment dat un nivel de echipare de lux, așa să zicem, premium al mărcii Citroen. De ceva vreme s-au despărțit și DS este marcă proprie. Și ăsta se numește DS7. Și arată super interesant, v-am arătat. Foarte premium, seamănă pe aici, pe acolo cu Citroen. Dar ăsta are, de exemplu, scaune ventilate, foarte bună pe vremea asta, că sunt 34 de grade. Are Apple CarPlay, Android Auto, wireless, masaj, geamuri electrice, trapa asta imensă. Dar vă mai arătăm noi pe drum. Acum să punem aici pe Maps Călăraș și să mergem. Place mașina asta, e ok? Da, îmi place. Normal, femeilor le plac SUV-urile. Logic. Aici a fost mai greu. Acum am intrat pe autostradă, mai avem o oră și 7 minute pe 119 km. Da. Și avem de mers 93 de km pe autostradă. Abia aștept, n-am mai fost niciodată, n-am mai încercat niciodată să fac plajă la Dunăre. Abia aștept, sunt foarte curios ce este acolo și dacă mai este și nu știu. Vom vedea. Și cât de curată e apa. Da, și asta mă gândesc și eu. Cum e apa în Dunăre să faci baie așa? Continuă pe aici, nu-mi dau seama. Nu e nicio stradă să te duci spre
ajungem, uite aici, vezi, pe plajă. Și noi trebuie să ajungem ori aici, să ajungem ori aici, ori aici, știi? Deci până din astea două. Curba asta vine strada, să facă dreapta. Aici. Și e stop, n-ai cum să mergi pe aici. Și ar mai fi o variantă aici, uite, pe lângă lac, cumva, vezi, aici. Oh, da, frige. Ce drăguț. E murdărit-o un pic, da? E drăguță? E drăguță. Și e drăguță și așa, plină de nisip. Pe spate cum e. Off-road, aia. Acolo se aude niște muzică ceva. Hai să vedem. Uite nisip, poftim. Am văzut eu oameni, sunt oameni în Dunăre. Uite plaja acolo. Trebuie să, dar trebuie să vedem pe unde, cum facem. Ce drăguț. Ce tare. Trebuie neapărat să mergem acolo, Bobby. Sau ăla e. Ăla de acolo, vezi, care traversează acum? Da. Pentru că am văzut că sunt oameni acolo, înseamnă că trebuie să se ajungă cumva. Găsim noi și o să vă spunem și vouă exact unde să vă duceți, să nu mai umblați ca noi. Că sunt lucrări ca lumea pe aici. Nu știu exact ce vor să fac aici, dar pare ceva mare. Dar ca idee, la noi în țară, Dunărea mi se pare extraordinar de puțin folosită. Deci are un potențial enorm Dunărea. Pentru turism, pentru divertisment, pentru tot felul de chestii. Bagajele, nu? Da. Ce praf. Hai să vedem dacă am nimerit bine. Am parcat aici. Pare că nu se plătește. Aici e altceva. Și încoace ar trebui să fie. Asta e parcul central din Călăraș. Pe plajă, vezi plaja? Nu vine să cred cum arată aici. Now what? Now what? Cred că acolo. Da, aici e, pentru că plaja asta se numește Samskara Beach. Să punem un pin pe Google Maps, să vă punem în descriere coordonatele. Unde să parcați și unde, de unde să luați barca. Vezi cât costă acum. Bună ziua! Bună ziua! Da.
Cu șezlong sau fără? Cu șezlong. Da, asta, am umbrelă, două șezlonguri, da. Cardul se poate? Nu, dincolo, ceva. Da, se poate, da? Ok. Ok, cu asta, da? Perfect, mulțumim. Deci o umbrelă, două șezlonguri, 50 de lei. 10. Plus consumați. Dar e prăcut rău. Ce fin e nisipul. E fin rău. Eu sunt în Adidas pentru că mi-am uitat păpucii acasă, dar o să mă dezcalz direct. Hai să servim un șezlong, nu? Să vedem ce găsim. Și după încercăm apa. Tare curios, ar fi pentru prima oară când facem baie în Dunăre. Oh, nu, dar este super fin nisipul. Da. Uite, vezi? Sunt niște geamanduri. Că totuși e râu, nu e neapărat de joacă. Nu, eu nu e râu. Bogdan, aoleu! Nu știu ce zic, ăsta e brațul Borcea. Și ăsta e fluviu? Da, da, Dunărea e fluviu, pe mă! Pe da, și brațul Borcea e fluviu? Ți-au zis oamenii, mă, de atâtea ori că e fluviu, tu nu știi! E și brațul Borcea e fluviu? Asta, e asta întrebam. Sau doar Dunărea mare, mare? Asta mai mică și asta mai mică e fluviu? Faza mișto aici e că este și cazare. Și poți să te cazezi în căsuțele alea. E și un restaurant acolo și aici. Dușuri, umbrele și șezlonguri o grămadă. Încerc să găsesc ceva de asta de schimbat. Să mă schimb, să-mi pun și ăștia pe mine. Și aici e bar, ci care se poate plăti cu cardul. Am luat aici două șezlonguri, cu măsuță cu tot ce trebuie. Și o umbrelă. Și nu-ți vin cu apa. Aoleu, ce arde nisipul ăsta. Aoleu, 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 aoleu. Aoleu. Și e caldă, e caldă. Bine, versul e așa, dar... Ba da, e caldă. Acolo e caldă, că e mai mică, da, așa e. E mișto, că acolo la geamandură... Vezi, la geamandură e 1,5 metri. Pentru tine e chiar prea mult la geamandură acolo. Ești tu? Ce tare! Da, e, da. Da. Te aștepți râul să curgă. Fluviu, ce fi. Te aștepți să curgă, să meargă, să facă vâș-vâș. E curată, nu? Vom vedea. Dacă vă cerem un instalator după aia, să știți că e fost gros. Dar nu bag gura în ea? Nu bag gura în ea. Dar e mișto plaja. Îmi place nisipul. Foarte mișto. Deci foarte... Și e super aproape de București, vânt. Aoleu, dar eu mă duc în... Eu mă duc! Dacă te duci, te iau de la... Semina, acolo. O să mă bați în not un pic? Da, așa dă, ți-l iau. Dacă te duci așa, la te lași, te duci. În larg. Nu sunt fanuri, nu-i nimic. Da, asta ți-ai zis că e foarte ciudat. Nu-s doamne, dar se mișcă așa un pic. Așa, înnoată în contra curentului. Să ne-ai dat să prevețesc. Va trebui să-mi scoate, hai, vezi. Hei, arunca. Bordet. Eu nu făceam la Caterinca. Bun, de mâna. Să facem poza aici? Eu plus tu egal love. Lasam scarabici. Hai să vedem ce se întâmplă pe aici.
De aici am luat un suc, 10 lei bucata. Și cam atât. Și aici ar trebui să fie un restaurant ceva. Știi ce n-am văzut? O toalete. Și cred că sunt pe aici undeva. Așa ar trebui să fie. Și ai zis că te-ai uitat de cazare în timpul săptămânii? Cât? De luni până joi, 170 de lei camera cu baie proprie. Ok. Și în weekend 250. 250 weekend, adică vineri, sâmbătă, duminică. Aici este țărână, nu știu ce cu ea. Asta pentru copii. O sală de mese ceva. Și uite, și acolo sunt niște căsuțe, niște. Ia vezi tot care. Asta ai zis? Da. Asta sunt căsuțele, sunt drăguțe căsuțele astea. Sunt extra tiny houses. Sunt camere houses. Dar e mai mult decât suficient. Ce-ți trebuie mai mult? Și ai plajă acolo, femei, bărbați. Uite astea. Sunt WC-uri de alea turcești. În prima fază mă gândeam că e mai multă lume, dar nu e așa multă lume. Adică cred că este super neștiută plaja asta și zona asta. Eu n-am auzit de ea până acum. Am auzit aseară pentru că am căutat special să văd dacă nu cumva există. Nu, și ce am căutat? Am căutat un restaurant la Dunăre. Am vrut să mergem să mâncăm lângă Dunăre, să fie așa un fel de date romantic. Am găsit în Turnul Măgurele sau unde găsisem? Un restaurant, nu mai știu în ce localitate, am găsit un restaurant și era și o plajă lângă. Și pe aia zic, ia să caut plaje. Și am găsit-o pe asta și am mai găsit una lângă Galați, care părea așa mai decentă, dar nu așa mișto ca asta. Dar aici e foarte mișto. Și acum mergem să așteptăm bărcuța, care acum e pe partea aia, văd că se umple. Cât am stat în apă și pe aici pe șezlonguri, am tot văzut-o, s-a plimbat foarte des. Odată la un minut, două, făcea cât o tură. Deci nu trebuie să aștepți foarte mult după ea. De fapt nu se umple, a dus oamenii acolo. Dar cred că se întoarce, că e plin aici deja. Aici se așteaptă și a și venit. N-a luat nici un minut. Mă, ce m-a obosit soarele ăsta și apa. Să vedem dacă intrăm toți sau nu. Imediat ajuns pe partea alta. Cred că mergi și în not. Dacă nu, dacă știi să noți, dacă nu te duci. N-am idee dacă merge, dar o să începem și la asta. Ca la cum am făcut la BMW, tot așa. Ce-ți spun, vedem? Nice! Aer, dă-mi aer! Dă-mi aer!